problemă acum, cel puțin pe care am sesizat-o, nu prea se respectă regulile astea, pentru că nu prea are cine să le vadă dacă s-au respectat, nu s-au respectat. Și mai e ceva, doamna Angheluș, și pe lângă categorică nerespectarea regulilor ne-a dus unde ne-a dus, dar mai e ceva. Și eu vă spun ca unul care n-am vrut să mă bag în subiectul ăsta și nu vreau să mă bag, știți că am avut discuție și înainte de emisiune, subiectul ăsta pentru mine nu e unul care să, pentru că nu mă pricep. Nu mă pricep și vreau să las specialiștii să spună. De-aia am citit foarte mult în legătură cu chestiunea asta. Dar eu inginerește așa mă gândesc. Dom'le, încă o dată, se aglomerează secțiile de terapie intensivă. De ce nu folosim posibilitatea de a da un tratament medicamentos ambulatoriu, acasă? Să nu mai ajungă oameni la terapie intensivă, nu-i așa? Pentru că oamenii ajung la terapie intensivă pentru că se duc în ultimul moment. Da? Asta sau este... se tratează sau se ureche. După ureche. Și atunci, cred că o campanie puternică, dincolo, nu poți să spui, vaccinați-vă. Nu e suficient. Vaccinarea, adică în afară de vaccinare, mai sunt și alte metode prin care să previi înainte sau să vindeci. Uite, eu însumi în familie, cu copiii mei adolescenți, am trecut prin această situație. S-au infectat de COVID și vreau să vă spun că din prima zi le-am dat un medicament care, din păcate, nu se găsește și trebuie luat pe sub mână, adus de până în Republica Moldova, se numește Arbidol, și într-o zi jumate i-am pus pe picioare, fără să mai fie nevoie de... Fără să contactați un medic? Absolut, fără... Da, am contactat, bineînțeles că am contactat pe profesorul străinul Cercel și mi-a spus ce trebuie să fac ca să n-ajung la spital. Și am dat paracetamol și am dat acest Arbidol. O zi jumate, amândouă fete ale mele au fost puse pe picioare. Deci există această posibilitate. Vaccinată, presupun. Nu, vaccinate, că erau adolescente, copii, mă rog, copii adolescenți, nevaccinate. Da? Le-am pus pe picioare cu acest medicament. Iată că se poate, dacă se face o campanie și există medicamente, că despre asta e vorba. Adică este inadmisibil să nu ai un tratament de specialitate pe care să-l găsești în farmacii. Vecinii noștri unguri produc acest favipiravir, care este tot un antiviral, înțeleg, acceptat în Europeană. Aici nu e acceptat, n-am înțeles de ce, că vine din Rusia și așa mai departe. Ce mai contează, doamna Angheluș, când salvezi vieți, poți să aduc medicament și din Bangladesh. Dacă acel medicament salvează vieți omenești, nu stau eu să, nu știu cine, să mă împiedice pe mine să folosesc acest medicament. E un medicament util, spuneam și de acest favipiravir ăsta, care noi nu putem să-l facem. Se chinuie terapia Cluj să obțină aprobare de la Agenția Națională a Medicamentului să producă acest favipiravir de prin, înțeleg, aprilie. Da? Și nu-i se dă avizul să facă asta. În schimb, ungurii fac în trei fabrici și cu acest medicament țin sub control această boală. Deci, iată, tu nu poți numai, domne, vaccin. Uite în ce situație astăzi. Să mă uităm în situație. Presupunem că încep oameni să vaccineze în masă. Până să-și facă efectul acest vaccin, mai trece o lună jumate. Două. Da? În timpul ăsta, ce faci? Ce facem în timpul ăsta? Că răspândirea e groaznică. Da? Adică, eu cred că trebuie luate aceste măsuri la pachet, adică testarea masivă. Noi am renunțat la testarea masivă, care a fost de succes în toată Europa. Astăzi, când vorbim, Grecia, Spania, Franța, Italia, testează sute de mii de oameni pe zi. Testează și izolează. Tu trebuie să izolezi circulația. Un lockdown ar fi soluția? Nu știu neapărat dacă un lockdown. Iarăși, nu mă pricep, nu sunt specialist, dar vreau să vă spun că eu sunt dispus să accept orice fel de soluție care oprește această răspândire care se vede că e scăpată sub control.